Pandemia ne-a tăiat pofta de lăsat bacșiș, mai ales când vine vorba despre livratori. Dacă în restaurant e un must să lași ceva la chelner, la delivery părerile sunt împărțite. Cei mai mulți plătesc cu cardul, așa că nu mai lasă bacșiș cash. Sunt unii care lasă bacșiș direct în aplicație, însă acesta nu este încă reglementat la noi. Bacșișul în restaurante a urcat anul acesta la 8,5% din comandă, cu 1,5% mai mare față de anul trecut, în timp ce la delivery este mult mai mic, doar 1-2%. Nu las că n-am posibilitatea, de obicei nu prea umblu cu cash. E mai simplu să comanzi mâncare decât să stai în bucătărie să faci piața. Nu, pentru că plătesc transportul. La toate se plătește transportul. De obicei plătesc cu cardul. Și prin card și cash, depinde. Comand mai mult decât înainte de începerea pandemiei. Chiar și așa, livratorii sunt mulțumiți. Chiar dacă bacșișul e mic, volumul de comenzi e mare, iar la final de lună reușesc să încaseze sume între 4.000 și 6.000 de lei. Depinde de zile. Sâmbăta merge cel mai bine. Se dă cash. Cash în principiu și undeva 2, 3, 4 lei cât are fiecare. Aplicațiile de food delivery au opțiunea de lăsat bacșiș în aplicație, însă acesta nu este încă reglementat. Foarte puțin dintre clienții care comandă online lasă bacșiș. Bacșișul în sistemul de plată online nu este reglementat. 100 de lei bacșiș plătit pe card, 19 lei se duc la TVA, ajunge la, în final, mai puțin de 46 de lei dintr-o 100. Vom solicita Guvernul României, imediat după ce el va fi instalat, ca acest bacșiș să fie reglementat.